Va fi mare eveniment cultural la Reghin la începutul lunii septembrie. Pentru zilele de 2 și 3 ale lunii următoare, Biblioteca Municipală Petru Maior organizează a doua ediție a Conferinței Naționale de Specialitate Petru Maior și Prietenii. Fiind un simpozion de amploare, mai mulți parteneri s-au alăturat inițiativei. După ce în 2014 a avut loc prima ediție a acestei manifestări culturale intitulată Petru Maior și Prietenii, când comunicările de atunci au fost adunate într-un volum care va fi prezentat cu ocazia acestei manifestări de anul acesta, acestei a doua ediție a Conferinței Naționale, iată anul acesta, în perioada 2-3 septembrie 2016, la Reghin, primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin, Biblioteca Petru Maior, împreună cu Universitatea 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, prin Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, organizează această conferință Petru Maior și Prietenii, ediția a doua la Reghin. Timp de două zile vor fi prezenți la Reghin oameni de cultură din Transilvania și nu numai, pregătiți să expună lucrări de specialitate. De la Cluj, de la Alba Iulia, de la Sibiu, de la Blaj, mă rog, aș menționa doar câteva nume, domnul profesor universitar dr. Ioan Buza și doamna profesor universitar dr. Mihaela Grancea, domnul cercetător științific Remus Câmpianu, bineînțeles, coordonatorul acestei manifestări, doamna conferențiar universitar dr. Laura Stanciu de la Universitatea din Alba Iulia, care este reghineancă și iată, cu dânsa colaborăm foarte bine în organizarea acestei manifestări deosebit de importante. Lucrările de specialitate expuse vor fi cuprinse ulterior într-un volum ce va fi publicat, la fel cum s-a întâmplat la prima ediție a conferinței, susținută în 2014. Vor fi susținute la Reghin comunicări științifice de înaltă ținută profesionistă, lucrări care vor fi adunate de asemenea în perioada următoare într-un alt volum dedicat acestei manifestări, precum s-a procedat și la prima ediție. Nădăjduim că această amplă manifestare va fi receptivă, publicul va fi interesat, pentru că omagiem pe unul dintre cei mai străluciți reprezentanți pe care i-a avut Reghinul în întreaga sa istorie, cărturarul Petru Maior, o personalitate amplă, o personalitate a școlii ardelene, a culturii românești, a românismului de pe aceste meleaguri. Reghinenii cinstesc memoria lui Petru Maior și prin faptul că au dat numele său unei parohii ortodoxe, bibliotecii, unui liceu și pieței centrale.